Ai auzit despre moneda care îți poate aduce 50.000 de euro? Aceasta este foarte specială, iar în ultimele zile a devenit virală pe internet. Mulți au rămas surprinși de prețul cu care a fost expusă la vânzare, însă prezintă câteva aspecte ce o fac prețioasă. Fără îndoială, nu este prima dată când auzi despre vânzări de monede sau bancnote vechi ce te pot îmbogăți. În ultimii ani, românii expun la vânzare astfel de exemplare și unii dintre ei chiar reușesc să-și mărească veniturile. Colecționarii de bani vânează întotdeauna bănuți rari și special pe piață. Vânzarea de monede vechi poate fi o afacere profitabilă și pentru tine dacă ai cunoștințele și resursele potrivite pentru a te dezvolta. Primul pas este să cercetezi monedele pe care le ai acasă. Determină cât de vechi sunt, cât de rare, precum și care este starea în care se află. Poți consulta un expert în acest sens. Există diverse platforme unde poți să vinzi astfel de bani vechi. Magazinele de monede sau casele de licitații sunt doar două dintre opțiunile pe care le ai. Mulți preferă să le comercializeze în mediul online, pe platforme precum OLX sau eBay. Într-un astfel de spațiu și-a încercat norocul și un utilizator care a oferit spre vânzare o monedă la 50.000 de euro. Este vorba despre o monedă cu o valoare colosală, nu doar din punct de vedere financiar, ci și istoric. Germania este țara de origine a acestei bijuterii vânate de colecționari. Dacă știi că ai putea să o ai pe acasă, nu o arunca. Profită de ea pentru a-ți majora veniturile financiare. Se vinde cu până la 50.000 de euro pe internet. Moneda este de un eurocent realizată în anul 2002 în Germania. Arhitectul și designerul banului a proiectat și monedele de 2 și 5 cenți pentru mai multe mărci poștale din țara amintirii. Relatează playtech.ro.